Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. În mila lui Dumnezeu, astăzi suntem în cea de-a patra duminică după Sfânta Trăime. Este o duminică din sezonul Trinității, despre care am spus deja că predicile din acest sezon sunt în general axate pe creșterea bisericii și pe întărirea credinței noastre. Textul pentru predica de astăzi este, așa cum am citit din Evanghelie, din Luca, capitolul 6, versetele de la 36 și până la 42, acolo unde cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește astfel. Fiți dar îndurători, cum și Tatăl vostru este îndurător. Nu judecați și nu veți fi judecați, nu condamnați și nu veți fi condamnați. Iertați și vi se va ierta. Dați și vi se va da, bancă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesălat, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra, căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Le-a spus și o pildă. Oare poate un orb să călăuzească pe un alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă? Ucenicul nu este mai presus de învățătorul său, dar orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul său. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu zărești bârna din ochiul tău? Sau cum poți să zici fratelui tău, frate, lasă-mă să scot paiul din ochi și când colo tu nu vezi bârna din ochiul tău? Fățarnicule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea dezlușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Amin. Textul acesta al Evangheliei este un text foarte complex. El cu siguranță poate să fie folosit ca suport pentru foarte multe predici. Poate un întreg sezon al bisericii poate să folosească ca fundament pentru predică această pericopă pe care am citit-o în Evanghelia Sfântului Ucenic Luca. Dar în această duminică, a patra duminică după Duminica Sfintei Trăimi, îmi doresc să vorbim despre smerenie și despre umilință și despre iubire. Vedeți, în această pericopă, Domnul Iisus Hristos ne învață, practic, cum trebuie să ne comportăm cu aproapele nostru, cu fratele nostru. Acest comportament trebuie, așa cum vom vedea și așa cum am citit, să fie caracterizat de smerenie din partea noastră și de iubire față de aproapele nostru. Pericopa pe care am citit-o începe cu un verset în care Domnul ne spune astfel: fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Însă versetul pe care vom pune foarte mult accent în această predică este versetul numărul 2 pe care l-am citit, adică versetul numărul 37 din capitolul 6, un verset care de-a lungul timpului și în prezent în mod special este cel mai greșit înțeles și uzat verset poate din întreaga Scriptură. Din păcate, el este uzat în mod greșit, pentru că este înțeles în mod abuziv și eronat. Iar acest verset spune astfel: nu judecați și nu veți fi judecați, nu osândiți și nu veți fi osândiți, iertați și vi se va ierta. Este Luca, capitolul 6, versetul 37. Vedeți? În lumea modernă, lumea liberă, sau chiar lumea liberală, cum se mai numește ea, folosește acest verset în mod special pentru a alunga, pentru a se opune, pentru a pune o barieră în fața oricărei critici care ar putea să fie adusă de către
creștini, de către oamenii care propovăduiesc Evanghelia lui Hristos, cu privire la viața păcătoasă pe care lumea o trăiește și o promovează în prezent. Nu puțini sunt acei oameni care folosesc acest verset ca un fel de as în mânecă pe care îl scot la iveală ori de câte ori cineva încearcă să le vorbească despre viața lor păcătoasă. Dacă te duci, de exemplu, la cineva și spui că relațiile extraconjugale pe care le practică reprezintă un păcat, omul acela va spune imediat că tu te transformi în judecătorul lui, tu te transformi în cel care îl condamnă și astfel încalci acest cuvânt al lui Dumnezeu. Nu vreau să vă spun ce balamuc ar ieși dacă te-ai duce să condamni, de exemplu, relațiile homosexuale în ziua de azi. Vedeți? Din păcate, nu doar necredincioșii se folosesc în mod abuziv de acest verset, pentru că ei nici măcar nu cred că Scriptura este inspirată de Dumnezeu sau că ea reprezintă Cuvântul lui Dumnezeu, dar folosesc versetul acesta ca o armă de apărare. Din păcate, sunt mulți creștini astăzi care folosesc acest verset ca un joker la jocul de cărți cu care pot să facă sau să schimbe absolut orice regulă. Sunt foarte mulți creștini care fac din ei, din acest verset, un scut pentru viața lor păcătoasă. Atunci când, în calitate de pastor sau chiar și de credincios, te duci să vorbești cu un creștin despre păcatele lui evidente, acesta folosește versetul acesta din Luca, capitolul 6, în același fel în care și necredincioșii îl folosesc, acuzându-te sau, mă rog, transformându-te pe tine în cel care încalcă Scriptura, deși tu încerci să-i vorbești despre păcatele lui. Dar oare acesta a fost scopul pentru care Domnul Iisus Hristos a spus aceste cuvinte? Sau mai mult decât atât, acesta este modul prin care noi ar trebui să înțelegem aceste cuvinte ale Domnului Iisus Hristos? Faptul că noi nu mai trebuie, sau faptul că versetul acesta ne-ar interzice într-un fel sau altul să facem distinția între ceea ce este bine și ceea ce este rău, este oare aceasta înțelegerea corectă a cuvântului lui Dumnezeu? De ce spun acest lucru? Este foarte interesant că în ziua de azi, legea civilă sau penală, cum se numește ea, este cea care, de exemplu, judecă și condamnă o persoană care comite infracțiuni sociale, infracțiuni publice. De exemplu, această lege judecă și condamnă un om care fură, judecă și condamnă un om care violează sau un om care ucide sau un om care face alte tipuri de infracțiuni sau fapte antisociale. De asemenea, și în Sfânta Scriptură găsim ceea ce poartă numele de legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu este cea care judecă viața noastră. Legea lui Dumnezeu este cea care ne arată faptele rele pe care le facem, ni le judecă și mai mult decât atât ne condamnă pentru ele. De exemplu, Scriptura condamnă în mod clar, prin lege, relațiile sexuale în afara căsniciei sau relațiile sexuale extraconjugale. Tot legea lui Dumnezeu este cea care condamnă, judecă și condamnă minciuna sau alte lucruri, cum ar fi poftele sau dorințele rele. Foarte interesant este iarăși faptul că în Scriptură Domnul Iisus Hristos însuși ne învață cum trebuie să ne comportăm cu un frate de-al nostru care are păcate vizibile, cunoscute de către cei din jur.
Și Domnul Iisus Hristos ne învață că primul lucru pe care trebuie să-l facem este să discutăm cu fratele nostru de la, în intimitate, de la mine la el, de la noi de la el, fără ca lucrul acesta să devină public, să spunem așa. Dacă fratele nostru se îndreaptă după această discuție, slavă lui Dumnezeu, Scriptura și Domnul spune că l-am câștigat pe fratele nostru. Dar dacă fratele nostru continuă să rămână în păcat și să fie îndărătnic la discuțiile acestea, Domnul ne învață să mai chemăm în sprijinul nostru o persoană sau două care să fie martori la discuțiile care se poartă. Iar dacă nici de data aceasta fratele nostru nu își revine, Scriptura ne învață că trebuie să-l spunem bisericii, iar biserica va fi cea care va lua o decizie cu privire la el. Așadar, lucrurile acestea care vi le-am spus cu privire la legea statului, legea civilă, să spunem așa, legea lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură și modul în care trebuie să ne comportăm față de un frate care ne greșește, le-am spus ca să avem un suport pe baza căruia să analizăm dacă cuvintele Domnului Iisus Hristos, nu judecați, nu condamnați, sunt sinonime cu ideea des întâlnită în prezent, care spune așa: nu ai dreptul să-mi spui că modul în care mă comport sau modul în care trăiesc este unul greșit. Deși acest mod este poate cel mai des întâlnit astăzi în rândul credincioșilor și lucrul acesta este foarte grav. Textul nostru parafrazat spune astfel: nu judecați, nu condamnați, ci iertați. Vedeți? Așa stau lucrurile. Noi nu trebuie să avem o atitudine de dispreț față de fratele nostru care se află în păcat. Așadar, atunci când noi mergem să-i arătăm fratele sau să discutăm cu fratele nostru cu privire la păcatele lui evidente, noi trebuie întotdeauna să facem acest lucru din spirit de iubire, să facem acest lucru cu smerenie și să facem acest lucru cu scopul de a-l îndrepta pe fratele nostru și nu cu scopul de a-l condamna. Noi nu trebuie să manifestăm, de exemplu, o aroganță destul de des întâlnită, din păcate, în biserici, care arată cam așa: eu, cel care vin să îți atrag atenția asupra păcatului sau să discut despre păcatul respectiv, sunt sfânt, iar tu ești un păcătos. Nici de cum Domnul Iisus Hristos nu ne învață așa ceva, deși aceste situații, repet, se întâlnesc des. Sigur că această stare de fapt pe care Domnul Iisus Hristos o condamnă prin versetul acesta există, de ce? Deoarece astăzi, de cele mai multe ori, atunci când mergem să îi arătăm fratelui nostru păcatul sau să discutăm cu fratele nostru despre un anumit păcat, scopul nostru este clar de a-l judeca și a-l condamna. Nu ne interesează neapărat persoana respectivă, cât interesul egoist este acela de a mă evidenția eu în dauna lui, de a călca, cum ar veni, să spunem așa metaforic, peste acel om, ca eu să mă ridic mai sus decât sunt. Practic, prin atitudinea noastră față de frații noștri păcătoși, de multe ori noi încercăm să profităm și să ne înălțăm pe noi înșine în ochii lumii, arătând cât de păcătos este celălalt în comparație cu noi. Dar o să vedeți că este o comparație falsă. Lucrul acesta este arătat de Domnul Iisus Hristos în versetul 41 din pericopa noastră.
Luca, capitolul 6, versetul 41, spune așa: De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Vedeți cât de evidentă este diferența. Prin acest verset, Domnul ne spune că nu este sănătos, nu este cinstit, nu este moral, nu este creștinește să căutăm să evidențiem păcatele unui om, păcate care de altfel caracterizează din plin propria noastră viață. Vedeți? Nici de cum Dumnezeu, nici de cum Domnul Iisus Hristos nu vrea să ne învețe că noi ar trebui să nu mai facem distinția între ceea ce este bine și ceea ce este rău, între ceea ce este curat și ceea ce este necurat în fața omului. Noi trebuie să facem această distinție și noi trebuie să atragem atenția asupra a ceea ce este rău. Însă, Domnul Iisus Hristos ne învață că în interacțiunea cu omul păcătos, noi trebuie să avem o atitudine de iertare. Scopul nostru trebuie să fie acela de a-l aduce pe omul păcătos la o înțelegere corectă a păcatului lui și apoi în a-l aduce pe acesta la Iisus Hristos, Mântuitorul și Salvatorul lui. Dragii mei, eu știu că natura umană este slăbită și coruptă. Și știu că ori de câte ori ne aflăm într-un conflict cu cineva, instinctul nostru, dorința noastră, este aceea, nu doar de a ne răzbuna, dar și de a-l face pe celălalt să sufere cel puțin la fel cum ne-a făcut el pe noi să suferim. Ba mai mult, dacă se poate, am vrea să adăugăm ceva, să aducem un plus de suferință față de suferința pe care El ne-a provocat-o nouă. Da, acesta este adevărul. Ori de câte ori suntem într-un conflict, lucrul acesta este primul impuls pe care îl avem. Gândim așa și avem o astfel de atitudine, pentru că natura noastră este o natură afectată de păcat. Vedeți, noi înșine păcătuim, fiecare dintre noi păcătuim des înaintea lui Dumnezeu. Iar păcatul nostru provoacă foarte multe suferință. Provoacă suferință celor din jurul nostru și provoacă suferință în ceruri. Dragii mei, care credeți că ar fi rezultatul dacă Dumnezeu ne-ar trata pe noi în conformitate cu păcatele noastre, adică în conformitate cu ceea ce merităm să primim de la El? Care credeți că ar fi rezultatul dacă Dumnezeu ne-ar trata pe noi așa cum noi tratăm pe cei care ne greșesc nouă? Cuvântul lui Dumnezeu este clar în acest sens. Aș vrea să vă aduceți aminte de pilda aceea în care Domnul Iisus Hristos spune că un om bogat a plecat și a lăsat o anumită sumă de bani mai multor robi. O sumă mai mare unuia, o sumă mai micuță altuia, până la ultimul rob căruia a lăsat o sumă aproape infimă față de prima. La întoarcerea lui, atunci când le cere socoteală robilor ca să vadă ce au făcut cu talanții pe care i-a încredințat, Dumnezeu ne arată foarte clar cum vom fi tratați dacă va alege să facă acest lucru în conformitate cu faptele pe care noi le facem. Iar răspunsul dat de Dumnezeu cu privire la acest lucru îl găsim în Matei, capitolul 25, versetul 41, acolo unde Domnul spune așa: Duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor
lui. Dragii mei, ori de câte ori cineva ne greșește nouă, gândim că avem tot dreptul din lume să-l pedepsim și să acționăm împotriva lui, cu răzbunare și cu fermitate. Însă, aproape de fiecare dată când păcătuim, uităm că și Dumnezeu are tot dreptul să acționeze împotriva noastră cu aceeași atitudine de dreptate și de pedepsirea noastră. El are dreptul să ne condamne pe toți, așa cum am citit, la iadul veșnic. Vedeți, Scriptura spune că toți cei care păcătuiesc vor suferi pedeapsa eternă în iad. Astăzi știm că sunt destui creștini, și nu numai creștini, ci filozofi moderni, care neagă acest lucru, neagă realitatea iadului și existența iadului. Dar sigur că acest lucru nu schimbă cu nimic realitatea. Iadul există și dacă oamenii nu cred lucrul acesta. Astăzi sunt oameni care neagă existența iadului și nu le pasă de ceea ce se întâmplă acolo. Acest lucru pentru că ei, de fapt, habar nu au ce înseamnă judecata dreaptă a lui Dumnezeu. Vedeți, Scriptura spune că cei care sunt împotriva lui Dumnezeu, păcătoșii, vor suferi într-un loc de foc veșnic, de întuneric veșnic, unde vor fi pentru veșnicie despărțiți de Dumnezeu. Adică le va lipsi absolut toate lucrurile, pentru că toate lucrurile pe care noi le avem astăzi, le avem pentru că suntem cu Dumnezeu. Micile bucurii, hrana, hainele, casa, prietenii, vecinii, toți vin de la Dumnezeu, despărțiți de Dumnezeu. Nimic din ceea ce putem să concepem cu mintea nu va mai exista în viața noastră. Dar mai mult decât atât, despărțiți de Dumnezeu pentru veșnicie înseamnă că nu va mai exista iertare pentru veșnicie, iar vina păcatelor noastre va fi veșnic peste noi și ne va apăsa. Toate aceste lucruri pentru totdeauna. Dragii mei, nu am spus lucrul acesta ca să ne umplem sufletele de groază, ci le-am spus ca să conștientizăm ce ne-ar aștepta dacă Dumnezeu ar alege să ne judece așa cum merităm să fim judecați. Adică dacă ne-ar face în conformitate cu faptele și cu viața noastră. Dar Dumnezeu nu ne tratează așa cum merităm. Evanghelia ne spune că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, Dumnezeu adevărat, a doua persoană a Trinității, ca să se întrupeze în om, să asculte de săvârșit de lege, să ia asupra lui păcatele noastre și să sufere El pe cruce pedeapsa despre care v-am vorbit că noi ar fi trebuit să o suferim în iad. El, spune Scriptura, pentru noi a fost zdrobit de Dumnezeu, zdrobit, distrus, practic, de Dumnezeu pentru păcatele noastre. El a fost abandonat de Tatăl. Vă amintiți că Domnul Iisus Hristos în agonia crucii a strigat, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? El a experimentat despărțirea de Dumnezeu Tatăl. Ba mai mult decât atât, El a suferit toată pedeapsa iadului în locul nostru. Prin jertfa lui Hristos, Dumnezeu a pus asupra Fiului Său ceea ce trebuia să pună asupra noastră. Iar asupra noastră a pus ceea ce Hristos merita să aibă. Astfel, Hristos a primit ceea ce nu merita, iar noi primim de asemenea ceea ce nu merităm, adică iertarea și iubirea și dreptul, spune Scriptura, de a fi numiți copiii lui Dumnezeu. Dragii mei, la acest lucru
Creștinii sunt chemați să reflecteze toată viața lor. Nu doar din când în când. Nu doar în anumite zile ale săptămânii. Nu doar seara, nu doar dimineața. Ci tot timpul. Atunci când cineva ne greșește și trebuie să-l pedepsim, sau vrem să-l pedepsim, să ne aducem aminte de ceea ce noi merităm și de ceea ce Dumnezeu ne oferă. Adică de ceea ce noi merităm și modul în care Dumnezeu ne tratează pe noi. Să ne aducem aminte cât de mult l-am ofensat noi pe Dumnezeu în viața noastră. Și totuși, Dumnezeu, deși a fost ofensat de noi, jignit de noi, batjocorit de noi, umilit de noi, El a fost Cel care a făcut toate demersurile să stabilească sau să restabilească o relație bună cu noi. Așadar, și noi trebuie să procedăm la rândul nostru, așa cum Domnul a procedat cu noi. Și atunci când cineva ne greșește, noi trebuie să-l iertăm și este de datoria noastră să restabilim o relație bună cu omul acela, chiar dacă el ne-a greșit nou, ci nu invers. Acest lucru însă nu înseamnă că noi nu mai trebuie să vorbim despre păcat sau să-l expunem păcatul. Una este să tratezi pe păcătos cu iubire, de exemplu, și cu smerenie, și alta este să nu mai consideri că păcatul lui este o încălcare a legii și să nu-l mai avertizezi cu privire la lucrul acesta. Haideți să vă pun față în față cu o situație care probabil va accentua și mai mult gravitatea acestei predici. Dar dacă ați ști că copilul dumneavoastră sau fratele dumneavoastră, sau mama, sau tată, sau vecinul, sau prietenul, sau colegul de muncă, s-ar îndrepta cu mașina în viteză spre un pod care-i rupt și va cădea în prăpastie și va muri, nu ați face tot ceea ce vă stă în putință să-l avertizați cu privire la acest lucru și să-l opriți din drumul pe care îl are de parcurs? Vedeți, iubirea este cea care ne împinge să avertizăm pe aproapele nostru cu privire la păcatele lui și la destinația spre care se îndreaptă dacă își continuă viața de păcat. Dragostea cea adevărată este aceea care ne face să ne dorim să-l conducem pe acest om la Hristos, care este Salvatorul nostru. Doar Hristos ne poate salva din păcat. Doar Hristos este Cel care ne poate salva de destinația aceasta înfiorătoare spre care natural fiecare om se îndreaptă. Dar nu putem să facem acest lucru cu ipocrizie, ca să zic așa. Cu alte cuvinte, nu putem să facem lucrul acesta cu asprime. Nu putem să ne transformăm noi înșine în călăul aproapelui nostru. Nu putem avea de la ceilalți pretențiile pe care nu le avem de la noi. Nu putem să cerem ca ceilalți să ducă poveri pe care noi refuzăm sau nu putem să le ducem. Noi ne cunoaștem slăbiciunile noastre și trebuie să fim conștienți că și aproapele nostru are propriile lui slăbiciuni. Vedeți, Dumnezeu are milă de slăbiciunile noastre și ne rabdă și ne iubește. Pentru că Scriptura spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe unicul Său Fiu să moară pentru noi, ca să ne mântuim. De aceea și noi trebuie să-i răbdăm și să iubim pe cei care ne greșesc nouă. Dragii mei, Biserica lui Hristos, care este formată din noi. Noi suntem Biserica lui Hristos. Noi trebuie să continuăm să proclamăm legea cu tărie. De ce trebuie să facem lucrul acesta? Pentru că legea este singurul lucru care scoate la iveală păcatul omului. Vedeți? Legea este cea care îi spune unui om care este starea lui de sănătate față de Dumnezeu.
Vedeți, Scriptura și Domnul Iisus Hristos învăța că cei bolnavi sunt cei care au nevoie de doctor. Doar cei bolnavi vor căuta un tratament pentru boala lor. Vedeți, legea este acel doctor care ne descoperă faptul că suferim de o boală gravă, de un cancer care duce la moarte. Dar legea este cea care ne diagnostichează boala. Legea nu ne oferă niciun tratament pentru boală. Legea doar ne spune că suntem bolnavi și suntem în pragul tragediei. Salvatorul nostru și medicul nostru este Domnul Iisus Hristos. El este cel care ne dă tratamentul pentru boala noastră. Și este un tratament sigur și gratuit. Vedeți, nu este deloc suficient să diagnostichezi o boală mortală. Nu este suficient să-i spui unui om, ești bolnav grav de tot. Nu-l ajută cu nimic. Omul acela are nevoie de un tratament și are nevoie de salvare din situația în care se află. De aceea noi nu trebuie să judecăm pe aproapele nostru. Nu trebuie să-l condamnăm pe aproapele nostru. Ci trebuie să-i arătăm păcatele cu scopul de a-l aduce la Iisus Hristos, acolo unde El își poate primi tratamentul care îl salvează de la moarte. Așadar, dacă îl iubim pe cel bolnav, vom face tot posibilul ca el să ajungă să primească tratamentul. Orice om care înțelege cât de importantă este mântuirea și care este destinația omului nemântuit, nu va putea să doarmă liniștit știind că cei dragi al lui sunt bolnavi pe moarte și sunt departe de tratamentul care îi poate salva. Dacă ați afla că cineva din familie sau dintre prieteni suferă de un cancer grav, ați face tot posibilul să-l ajutați. Dar atunci când știm că apropiații noștri merg în iadul veșnic, oare inima noastră nu este la fel de cutremurată cu privire la acest lucru? Nu vom face noi tot ce putem ca să-i aducem la picioarele lui Hristos, acolo unde poate să-și primească salvarea? Aceasta este datoria sfântă pe care avem în Hristos. Aceasta este dovada milei. Aceasta înseamnă să nu judecăm, să nu condamnăm, ci să iertăm și noi înșine să fim iertați. Amin. Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere să vă păzească inimile și gândurile în Hristos Iisus. Amin.